Am văzut o mână care este din el. Gata, putem începe, da? Bună ziua, în primul rând, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Subiectul care urmează să-l abordăm pentru ziua de astăzi este legat de siguranța în mediul online. Întâi de toate vreau să fac o mică precizare. Noi cunoaștem cu toții că, de fapt, activitatea poliției se bazează nu doar pe aspecte legate de securitate și ordine publică în combaterea acestora sau la descoperirea acestora sau a infracționalității, dar una din prioritățile de bază ale poliției este legată anume sau nemijlocit și de prevenirea anumitor fenomene sau genuri de infracțiuni care pot apărea sau se materializează cumva pe teritoriul statului Republica Moldova. În acest context vreau să atrag atenția dumneavoastră că doar în ultima perioadă au intrat în evidență o serie sau o parte de tipuri de escrocherii care sunt realizate de unii răifăcători. În acest context, țin să menționez, este legat de cel cu cardurile bancare. Atunci când cetățenii sunt apelați prezentându-se ca diferiți reprezentanți ai instituțiilor bancare sau altor instituții ale statului, solicitându-se de a se da anumite informații despre cardurile bancare, în acest context, fiind furnizate date de pe cardurile bancare ale cetățenilor, sunt estorcați mijloace financiare care, de fapt, pătimesc oamenii, cetățenii noștri. Un al doilea compartiment sau o a doua categorie de înșelăciune este un gen de scrisoare numită din partea conducerii unor ministere cu sigle ale diferitor instituții ale statului, la fel făcându-se referire la anumite încălcări și informații care ar putea deveni publice și cumva aceasta ar denigra persoana și în acest context persoana este determinată de a efectua anumite plăți. Și a treilea compartiment este legat de o schemă de escrocherie prin care persoanele sunt apelate prin intermediul telefonului, unii se comunică o informație despre un accident sau incident, despre o rudă apropiată, în acest context persoana fiind cumva înșelată și determinată de a transmite anumite surse financiare. La compartimentul sustragerii mijloacelor financiare despre cardurile bancare, după cum și-am spus, este acea metodă de escrocherie. Mai nou, chiar se prezintă ca reprezentanți ai instituțiilor statului, nu doar a instituțiilor bancare, unde comunică că iată a venit cineva cu o procură și vă rog frumos să verificăm datele noastre bancare. Aici vreau să fac remarca. Nimeni din instituțiile bancare nu are nevoie de careva date de la cetățeni cu referire la datele de pe cardul bancar. Aceste date instituția bancară le deține și le poate verifica de sine stătător. Chiar dacă apar astfel de circumstanțe, noi îndemnăm toți cetățenii, pe orice card bancar este indicat numărul instituției bancare pentru a efectua un apel de verificare în acest context. Mai mult ca atât, fiecare cetățean poate apela la serviciul 112 pentru a se informa și a informa despre astfel de situații care, de fapt, îl duce pe puntea de a deveni victima unei escrocherii. Doar în ultima perioadă, la acest compartiment, poliția a intentat peste 133 de cauze penale. Cu părere de bine, avem și persoane care au demascat schemele respective, puține, pentru asta și este necesar ca să lucrăm împreună, să asigurăm acea prevenire pentru toți cetățenii noștri. Cel de-al doilea compartiment, care am redat ceva mai sus, legat de acest model de scrisoare care apare la diferite instituții sau persoane, la fel prin care se încearcă o înșelătorie, precum că vine din numele unor reprezentanți a instituțiilor statului. Și cel de-al treilea compartiment legat de escrocheriile petrecute prin telefon, unde se apelează victimele și se comunică despre o rudă, nepot,
fiu și așa mai departe, care a nimerit într-un accident rutier, se află în stare gravă în spital și se prezintă ca reprezentanți ai instituțiilor statului, medici, avocați și așa mai departe, prin care estorcă sumele de bani. Cu părere de rău, avem înregistrate 17 astfel de cazuri, unde prejudiciul nu este deloc mic. Cel mai important, că chiar dacă pe parcursul anului sau ultimei perioade au fost desfășurate anumite comunicări din partea poliției la acest subiect, fiind plasate nouă comunicări, fiind efectuate campanii de informare a societății, cu părere de rău, totuși constatăm că aceasta cumva persistă în societate. Cel mai regretabil că când vorbim de apelurile telefonice care se efectuează, victimele ale acestora, în mare parte, nimeresc persoanele de vârsta a doua spre vârsta a treia sau vârsta a treia. Ele sunt victimele acestora. De aceea și vreau ca prin intermediul noastră să reușim cumva să sensibilizăm prin intermediul mass media toți cetățenii la acest compartiment, de a deveni mai vigilenți, mai atenți și prudența cumva să fie expusă în aceste categorii. Eu cu atât mai mult o să fac aici o remarcă, chiar de comun cu colegii sau cu partenerii noștri, făcând referire la companiile de telefonie mobilă, deci toți operatorii de telefonie mobilă au mers la conlucrare cu poliția ca în perioada imediat următoare fiecare cetățean, fiecare deținător de telefon mobil cu număr din Republica Moldova să recepționeze un mesaj despre astfel de informații ca să fie mult mai prudenți. Ori marea majoritate a cetățenilor cu adevărat nu reușesc fie să vizualizeze postările poliției sau nu au avut directa posibilitate de a vedea toate acele campanii care se petrec de poliție. De aceea și am recurs la parteneriate cu partenerii sus menționați, fapt pentru care vreau să le mulțumesc mult pentru deschiderea și oportunitatea creată poliției de a informa cetățenii despre riscurile care pot fi supuși. Și bineînțeles și dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și comunicarea care optăm transmite cetățenilor de a sensibiliza acest aspect și cumva să excludem riscuri pentru viitor. Cel mai regretabil este că în marea majoritate a acestor tipuri de infracțiuni, de fapt făptuitorii sau infractorii sunt identificați, dar cu părere de rău aceștia sunt din categorii care nu dețin anumite bunuri, nu au salarii, venituri, iar când vine vorba de recuperarea prejudiciului cauzat prin acțiunile lor, este mult prea dificil. Și asta cumva nu satisface în totalitate victima care a avut de suferit financiar, care a agonisit acele surse financiare o perioadă îndelungată și care cade victimă sau pradă acestor escroci. De aceea este bine ca noi să prevenim și să nu admitem astfel de situații pentru viitor. Eu vă mulțumesc mult dacă sunt întrebări la mine. Domnul Cernoțean, vreau să întrebăm câți infractori au fost, dacă au fost reținuți. Eu pot să vă spun că marea majoritate a infracțiunilor care s-au realizat sunt identificați infractorii, sunt documentați, dar aceasta este o schemă tot din lumea criminală pusă la cale, o modalitate de venit ușor și ilegal care cumva îi ajută să se întrețină, dar în marea majoritate a cazurilor sunt identificați. Dar am spus, problema constă în aceea că la recuperarea prejudiciului cauzat, aici apare dificultatea, deoarece nu ai ce recupera de la acei infractori. Dar e din ce categorie socială fac parte, înțeleg? Deci, atâta timp cât ei sunt escroci și se ocupă cu astfel de infracțiuni, vă dați bine seama că nu este din categoria socială pozitivă sau oameni de bună credință ai Republicii Moldova. Inclusiv avem astfel de cazuri, ați văzut și săptămânile precedente, acțiuni ale poliției care s-au petrecut anumite percheziții de comun cu colegii de la procuratură și alte instituții ale statului în instituțiile penitenciare. Vreau să mă întreb, din acești infractori sunt și care sunt deținuți? Păi am spus, exact. Sunt situații care avem și în instituțiile penitenciare
unde se desfășoară astfel de acțiuni de escrocherie. De aceea și-am spus, este foarte dificil când ajungem la recuperarea prejudiciilor și pentru asta este necesar ca să fim foarte, foarte prudenți și societatea noastră să fie informat. Mai mult ca atât, chiar aș ruga aportul tinerilor, persoanelor care au acces la informații, să-și informeze părinții, bunei, rudele, care nu sunt în totalitate sau nu au acea posibilitate atât de deschisă de a comunica și de a vedea toată informația care este publicată pe site-ul poliției, să atenționeze rudele că pot fi astfel de situații în care pot să devină victime ale categoriei date de infracțiuni. Dacă mai sunt întrebări, stimați colegi, dacă nu sunt, eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi reușită și dumneavoastră și să ne păzească Dumnezeu de escrocii respectiv. Dar trebuie și noi să avem grijă să ne păzim. La revedere!